Nava Costa Rosuta a costat în portul din Drobeta, Turnul Severin, aceste zile. A fost construită la șantierul naval din Giurgiu, dar cu toate acestea îndeplinește ultimele standarde în privința navigației. Ea va avea grijă ca de acum înainte apele Dunării să fie mult mai curate. Nava din portul Severinan va asigura protecția mediului pe sectorul Baziaș-Bechet. Ea va interveni în caz de poluare ori de câte ori va fi nevoie, dar și pentru a colecta rezidurile provenite de la alte nave. Nava face parte dintr-un sistem complex de preluare și se compune din nava propriu-zisă care a ajuns în portul Turnul Severin ieri, un ponton dotat de asemenea cu instalațiile necesare și o platformă amenajată pe cheu care va prelua de pe navă tot ce înseamnă reziduri, ulei de santină, resturi menajere. Ele se vor selecta într-un sistem containerizat care vor fi preluate de un operator specializat la nivel local. Navele de transport mărfuri care trec prin zona de încărcare-descărcare pot pierde motorină sau ulei. Există astfel pericolul de poluare a apelor cu reziduri petroliere. Pe lângă toate acestea, nava EcoStat 100, așa cum se numește embarcațiunea, va curăța Dunărea de peturi și de alte deșeuri care o poluează. Care e de anvergură această navă și acest sistem de prelucrare și preluare a rezidurilor va avea o zonă de acțiune începând din portul Bechet și până în portul Baziaș. Nava este dotată cu pompe, iar la suprafața apei există baraje flotabile, cu care este adunat materialul poluant. Îl absorbe, îl stochează în bazine și îl transportă până acolo unde poate fi procesat, separat, recondiționat sau distrus. Nava EcoStar 100 va intra efectiv în acțiune la începutul anului viitor. Ea a fost achiziționată în cadrul unui proiect cu finanțare europeană și are un cost total de 1,6 milioane de euro. Pentru știrile RTS, Alisa Logranu.